Haideți să continuăm mai departe cu etalarea cu aceste cărți minunate. E vorba de Black Moon Astrologic Cards, care fac o conexiune foarte frumoasă între divinație și astrologie pentru următoarea zodie. Și anume, vorbim despre zodia RAC. Uh, prima carte pe care am tras-o se referă la contextul general al perioadei 16 august, 31 august și este valabilă pentru persoanele care, au, care sunt raci, au soarele în rac sau pentru persoanele care au ascendentul în rac. Și prima carte pe care am tras-o este Mercur retrograd. Știți foarte bine că chiar în aceste zile Mercur încă mai este în retrogradare și se pare că pe raci îi influențează mult mai mult. De aceea, contextul Acestei perioade, încă este marcat de grija și atenția pe care raci trebuie să o acorde atunci când lucrează cu computerele, când trebuie să facă backup la informații, când lucrează cu echipamente, cu diferite tehnologii. Este recomandat în această perioadă să nu vă cumpărați o mașină sau să nu vă cumpărați lucruri electrice sau electronice deoarece puteți să le returnați. Dacă plecați într-o excursie, luați-vă timp suficient fiindcă pot să apară amânări. Deci, contextul general pentru raci este și se menține încă acela de revizuire, regândire, reevaluare. Următoarea carte pe care am tras-o este cartea care ne arată ce știu racii, de ce sunt ei foarte conștienți, și cartea se numește Jupiter Return, deci întoarcerea lui Jupiter. Din punct de vedere astrologic, Jupiter din 12 în 12 ani se întoarce în zodia din natal, din harta natală. Și este un, un moment de beneficitate, un moment, o perioadă în care totul se deschide, în care obstacolele, practic, sunt eliminate, în care racii pot să întâmpine mai puțină rezistență și să uh, obțină lucrurile mult mai ușor, viața să curgă pentru ei mult mai ușor. De asemenea, recomand racilor să se gândească ce au făcut ei acum 12 ani, ce planuri, ce proiecte, care, unele din ele, se pot fructifica sau pot să apară din aceste rămășițe ale trecutului. Este, de asemenea, o perioadă pentru raci în care trebuie să să vadă cum abordează aceste probleme legate de spiritualitate, de credință, de destin, pot să facă noi călătorii, atât călătorii fizic, la nivel fizic, cât și călătorii la nivel spiritual. Haideți să vedem ce nu știu racii pentru ce nu văd pentru această perioadă, este o carte foarte frumoasă, este vorba de Nodul Nord. Nodul Nord este sensul de destin. Mesajul este că uh, racii sunt pe sensul lor de destin. Dacă sunt uh, dispuși să exploreze lumea și în această perioadă să mai aștepte puțin, să reevalueze, să reanalizeze și după aceea să poată să meargă din nou la drum. Cum să acționeze? Din nou ne apare această carte specifică leului, această Casa a Cincea. Bracii sunt și ei chemați să-și manifeste creativitatea, să-și manifeste pofta de viață, iubirea, să se conecteze cu copiii, să se conecteze cu copilul interior, cu această bucurie nemărginită, fără limite. Și fără niciun fel de uh, delimitări pe care copilul uh, îl oferă și îl trăiește și le trăiește uh, în această perioadă a copilăriei. Și ultima carte foarte interesantă se referă la uh, rezultat. Este chiar cartea care reprezintă zodia racului. Deci, dacă racii uh, sunt pe drumul lor. Dacă sunt în această perioadă de reanalizare, reevaluare, și se pregătesc pentru aceste călătorii inter la nivel interior și călătorii fizice pe care le pot face, dacă lucrează cu credințele lor, cu destinul lor, vor fi pe sensul de destin și își vor uh, trăi plenar soarele e vorba de această zodie, ra, care este o zodie cardinală, este o zodie puternică, este o zodie foarte sensibilă și să nu uităm că racii pot să-și folosească foarte, foarte bine intuiția. Intuiția este arma secretă a racilor și chiar vă recomand în această perioadă să apelați la intuiție.